Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Cristina Vorobiov și sunt consultant acreditat Babywearing. Pe acest canal o să găsiți atât tutoriale cât și informații despre tot felul de sisteme de purtare a copiilor, începând cu rapurile elastice, țesute, SSC-uri, sling-uri, buckle-uri, meitai-uri și așa mai departe. Astăzi vreau să vă prezint un sistem pe care mi l-au trimis cei de la Nina Carriers. Este un half buckle și o să vă explic imediat cum se pune și de ce se numește așa. Acest half buckle este făcut în totalitate din material de roab țesut. Materialul acestuia nu este simplu, este așa, din 60% buck peptonat, 20% lână merino, 10% viscoză și 10% modal. Deci, sistemele, roapurile cu blend sunt preferatele mele. Sunt faine și alea de 100% numai bumbac, însă astea cu blend, no, de exemplu, ăsta cum ar avea lână, e super potrivit de iarnă, înseamnă că trebuie să îmbrac copilul un pic mai lejer, să nu-l îmbrac chiar foarte, foarte gros și ține de căldurică și super moale, se simte altfel, deci se simte mai blând cu umeri, ține altfel și da, contează foarte mult și grosimea materialului, dar o să fac despre asta un clipuleț separat în care să vă explic exact, pentru că este foarte multă teorie aici și trebuie cumva să mă gândesc să o fac cât mai compactă, să nu vă plictisesc totuși. Okay, da. Bine, haideți să trecem la treabă. Bacălul acesta are puntea fixă, adică puntea este materialul ce vine dintre picioarele copilului, sub funduleț, și de obicei la multe sisteme au puntea reglabilă, adică poți să o faci mai strâmtă sau mai largă, să ajungă de la un genunchi până la altul, astfel să facă forma aia de bruscuță. Asta ne interesează pe noi. Sunt sisteme care au punte fixă, cum e ăsta din cazul de față. Deci sunt care au baby size, adică mărime de copii de la nou născut până la în jur de vârsta de un an, sau toddler size, adică de pe la vreo 7-8 luni, în dependență de cât de măricel este bebe, până când îi rămâne puntea mică. Dacă nu mai ajunge de la un genunchi până la altul, acolo să zic încă un 2 cm maxim, atunci gata, îi micuț, trebuie schimbat sistemul. În cazul de față, fetița mea are un an și jumătate, privește perfect. O să vă arăt cum se pune acest sistem. Deci are o centură pe talie, care se prinde aici. Are elasticul ăsta. Elasticul ăsta indică faptul că trebuie băgată catarama pe sub ea, și astfel să ai un plus de siguranță. În caz de Doamne feri, se desface catarama, să se țină legat totuși, da? Bun. Se prinde catarama la centură. Așa. Aici nu mai are catarame. Aici sunt niște fușii, exact ca la un roab țesut, da? Deci persoanele care sunt super speriate de roaburi țesute și zic că nu o să reușesc în viața mea să leg un roab țesut, ei, bine, cu ăsta n-ai cum să nu poți, impossible să nu poți. Ați fixat centura la spate, aici vine copilul, aceste fâșii vin la spate, faci un X, legi și atât ai tot. Bine, să trecem la treabă. Salut! De la, nu mă putem. Așa, bine, ceau! Ceau! Așa, punem copilul, ridicăm, cu o mână ținem spatele, cu o mână ridicăm panoul, panoul este fâșie de material ce vine la spatele copilului, aducem bretelele la spate, pe ambele, așa, și acum le încrucișăm. 1, 2, așa, venim cu ele în față, strângem cât avem nevoie, simțim copilul lipit de noi, așa, trag din partea asta, se va trage din partea asta, se va scurta, așa. Bun. Venim cu fâșiile deasupra picioarelor la copil, facem un X, le băgăm sub picioare, venim la spate și facem dublu nod. Asta este tot. Bine. Acum să o și alăptăm. Cum vi s-a părut? Greu? Ușor? Mie mi se pare super simplu, super comod, le vin în X, asta oferă o comoditate sporită, e foarte comod așa, se simte extraordinar de moale, susține absolut perfect, deci perfect, nu am nicio obiecție, l-am purtat cu orele, chiar l-am purtat 3 ore la rând, deci 3 ore constant cu ea în braț, am simțit nimic, e genial, e super.
acest sistem poate fi testat de către tine timp de 3 zile, absolut gratis. Tot ce trebuie să faci este să îmi scrii mesaj că ai vrea să-l testez, să-mi zici de unde ești, îmi lași acolo adresa, facem lista. După aceea, acest sistem o să-l trimit la prima persoană de pe listă, de la acea persoană o să plece la următoarea, 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 tot așa până se termină lista și ajunge înapoi la mine. Totul o să fie verificat, o să-mi trimiteți poză cu el pe copilaș, să văd cum l-ați legat, o să vă răspund cu drag la toate întrebările și o să trebuiască să lăsați acolo, nu știu, câteva cuvinte, să ziceți ce părere ați avut de acest sistem și după care îl trimiteți la următoarea persoană. Super simplu. Atât cât trebuie să faceți este să plătiți curierul dintr-un oraș până în altul. Atât. Da. Sper că v-a fost utilă informația și în caz că aveți și alte întrebări, aștept cu mare, mare drag și interes să vă răspund. Îmi scrieți și aici în comentarii, dar și pe pagina mea de Instagram. Sunt acolo activă tot timpul și ne revedem curând într-un alt clipuleț. Pa, pa!